două de zombie și unul de spider. Dar asta nu este tot, pentru că în spatele meu se află încă un spawner. În videoclipul de astăzi am selectat câteva siduri geniale. Literalmente primul sid pe care o să-l avem în videoclipul de astăzi este unul dintre cele mai incredibile siduri pe care le-am văzut eu vreodată pe Minecraft. Așa că băi și fete, fără doar și poate, haideți să începem și noi treaba, să vedem aici ce siduri nebune am reușit să găsim pe Minecraft. Pe lângă chestia asta, băi și fete, dacă vă plac videoclipurile astea, dați și vă like, abonați-vă dacă n-ați făcut până acum. Cine dă like înainte să înceapă clipul face parte din elită. Deci dacă vreți să faceți și voi parte din elită, dați like înainte să înceapă treaba și hai să nu mai stăm pe găduri, să începem treaba. Primul seed obraznic de astăzi, care este literalmente cel mai obraznic seed posibil din istoria Minecraft-ului pe care am văzut eu vreodată. Deci nu o să vină să credeți ce chestii nebune o să aflăm și o să vedem pe această hartă. Este bineînțeles pe Bedrock Edition, adică trebuie să recunoaște și voi loading screen-ul ăsta, e clar Bedrock Edition. Este pe ultima versiune din câte am observat și ăsta este seed-ul ăla nebun. Incredibil! Dar adevărat, ăsta este spawnul. Deci, nu-i nimic special la spawn. Vedeți? Deci, și poate vă întrebați, bă, ok, Gani, dar ce-l face special? Ei bine, nu seed-ul și spawnul de la seed-ul ăsta nu-l face special. Seed-ul ăsta nu-i special la spawn. Am impresia că pe undeva prin zona asta pe aici ar trebui să fie și un sat, doar că nu știu pe unde. Dar trebuie să fie și un sat relativ aproape de spawn. Deci din câte ați văzut, ne-am spălat acolo la 0-0. Aici, din câte vedeți, este și un munte care are înăuntru aici un lush cave foarte, foarte drăguț. Încerc să găsesc ăla, cum se numește, satul, dar nu-l zăresc eu pe aici, dar e ok. Oricum, băi și fete, trebuie să mergem aparent la coordonatele 100 cu 20. Deci trebuie să mergem la coordonata 100 cu 20, da? Unde este 100 cu 20? Deci noi ne-am spawnat pe undeva pe acolo, da? A, uite satul, mă! Puii mei, Spyglass. Deci e aproape de... Îl vedeți? Ia uitați-l. Deci satul este foarte, foarte aproape de spawn. Deci noi ne-am spawnat acolo și satul este aici. Gen foarte, foarte aproape. Deci 100. Trebuie să mergem noi la coordonata 100 cu 20, dacă nu mă înșel. Deci 100 cu 20. Deci pe undeva pe aici ar trebui să intrăm într-un cave. Și dacă intrăm prin cave, efect 2 secunde arunt night vision, true. Așa, să avem și noi night vision pe aici. Deci din câte am înțeles, intrăm prin cave, da? Dar unde este exact? Stai 2 secunde să ne plimbăm și noi puțin pe aici, să vedem unde este exact, că ar trebui să fie un spawner din ăsta mai interesant. Game mode spectator. Hai să dăm și noi game mode spectator. A, uite la acolo. Hai să nu vă arăt. Să nu vedeți. Să nu vedeți. Deci ăsta este spawnerul, da? Mâncava-și gurița voastră. Creative, da? Deci mâncava-și gurița voastră. Deci coordonatele sunt 121 cu minus 17 cu... Mă rog, 100 cu minus 20 cu 20, să zicem, da? Deci cam în zona asta este. Este difficulty dialog, doamne. Difficulty peaceful. Pui mei. Deci câte vedeți, este un spawner triplu. De zombi, ăsta e de spider din câte văd. Două de zombie și unul de spider. Dar asta nu este tot, pentru că în spatele meu se află încă un spawner. Și nebunia nu se oprește aici, pentru că avem patru spawnere. Ia să vedem. Iron cu o găleată acolo, cu altă găleată pe acolo. Deci patru spawnere. E literalmente genial, patru spawnere. Ești nebun într-un singur seed. Și lipite unul de altul, adică poți să stai să le activezi pe toate, adică poți să faci o formă de experiență de să-ți sară papucii din picioare. Dar asta nu este tot. Dacă mai sapi pe undeva pe aici, prin partea asta sau prin partea asta, nu mai știu exact prin ce parte, ar trebui să găsim un alt triplu spawner. Deci, literalmente, este locația și combinația perfectă de spawner. Ești nebun la cap, efectiv e... Ce-și dorește fiecare player de Minecraft, ești nebun? Deci uite-te și tu, 4 spawnere aici cu încă 3 spawnere aici. Și dacă... uite, golden apple, un name tag, armură de căluț, niște iron, o altă armură de cal, un alt golden apple. Deci, efectiv, în zona asta cred că poți să activezi, dacă stai pe undeva prin zona asta pe aici, deci unde sparg eu, cred că poți să activezi toate spawnerele. Și ai literalmente... 4 aici și cu 3 acolo, 7 spawnere, frate. Doamne, ferește-mă și păzește-mă. Doar uitați-vă, fraților. A, am uitat să vă zic. Mai este încă unul, sunt 8 spawnere, frate.
Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 spawnere. Deci noi putem să stăm într-o zonă din asta pe undeva pe aici și să le activăm pe toate, să se pornească ele, știi? Să meargă șmecheria. Incredibil, bă, incredibil, deci nu vine să cred. Uite aici niște dase de melon combinat cu lush cave ăsta, deci e literalmente incredibil. Și toate astea de aici, din câte vedeți, sunt de zombi, mai puțin ăsta de aici care este de pe janjeni. În rest, toate sunt de zombi, frate. Incredibil, e cel mai nebun seed pe care l-am văzut eu vreodată, cu cele mai nebune chestii și e incredibil că este fix la spawn toată nebunia asta. Deci țineți cont, este fix la spawn toată chestia asta, e ireal, frate, cât de bun e seed-ul ăsta. Dacă vrei să jucați și voi pe seed-ul ăsta, este pe Bedrock Edition, este ăsta de aici, seed-ul este ăsta, 2, 4, 8, 3, 2, mă rog, faceți screenshot și jucați-vă și voi. Pe ultima versiune de Minecraft am încercat și funcționează. Și că seed-ul ăsta tot de pe Bedrock Edition ar trebui să fie uimitor sau ceva de genul. Seed-ul e 320, 681, 681, 3721, 45, 77, 26, 8, 5, 6. Deci ăsta este seed-ul, să vedem coordonatele, dăm create și în teorie ar trebui să găsim la anumite coordonate, nu este la spawn chestia asta, țineți cont, trebuie să vă duceți la coordonatele astea voi singurei, dar nu știu cât de reale sunt chestiile astea, deci ăsta este spawn-ul, da? Ne-ați probat într-o junglă, diferite chestii, bla bla bla, nu este cel mai uimitor seed posibil, da? Deci, din câte vedeți, suntem la 0 cu 0, practic. Ok. Și că trebuie să mergem la coordonatele TP arunt P, minus 57 de 1425, înălțimea nu contează, poate vă irelevant, cu minus 3.013.810. Deci 30... 1, 3, 8, 1, 0. Cred că 3 milioane sunt astea, nu? Stai să vedem. Păc, da, 3 milioane, 13 mii. Hai să vedem. Și dacă ajungi la coordonatele astea, game mode, spectator, irelevant, ia uitați-vă cum se... Oh my god! Ei, hey, yo! What the fuck, bro? Ia uite-te cum se vede aici, dude! Ei, hey, yo! Wow! Ce, mă? Voi vedeți că este literalmente peste tot în lumea asta de aici, de la coordonatele astea. Uitați-vă cum se generează! What the fuck? Ei, hey, yo! Bro! Ce, Dumnezeu, se întâmplă cu harta asta? Deci, uitați-vă, avem un Woodland Mansion aici pus între zidurile astea chinezești. Așa se numește, zidul chinezesc, bă. Uailei. Bă, ești nebun cât de tare e. Bă, cât de tare arată chestia asta, băi, frate. Și uitați-vă cât de mult. Deci chestia asta nu e doar acolo în zona aia. Adică asta se întinde, adică se întinde și pe partea asta. Se întinde probabil și mai încolo. Wow. Bă, ești nebun. Next freaking level. Băi, chiar next level. Uitați-vă la copacul ăsta cum stă aici. Sau la uite la turnulețele astea random de care ies așa din pământ. Cum arată? Uite-te la asta. Zici că și-a făcut cineva, s-a urcat cineva din Minecraft, s-a urcat așa, a făcut tower. What the fuck, bro? Bă, e insane. E insane. Tot ăsta e uimitor. Uite-te cum sunt efectiv doar două blocuri, trei blocuri distanță așa între. Doamne, patru blocuri e tot grosime la chestia asta. Și ăsta tot patru blocuri. Ăsta vă care mai puțin, dar tot, vedeți că are același pattern oarecum. Vedeți? Că e cu asta, cu lava asta pe aici. Uite ce cave nebun. Uite de cum se vede pe acolo. Wow. Wow, 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 wow. Ești nebun? Băi, Bedrock Edition nu e, nu știu.
E ceva, e ceva cu Pedro Cădeșinul ăsta, e insane câteodată. Știi, dacă trecem prin ăsta pe aici, uite, ajungem aici. Nu știu ce, nu știu cum să explic ce s-a întâmplat aici, pentru că nici eu nu știu ce se întâmplă. Și nu înțeleg. Wow, foarte tare. Foarte, foarte tare. Genial seed-ul ăsta, genial. Hai să mergem la următorul. Seed-urile astea de pe Bedrock Edition nu sunt ele cele mai grozave, să zic așa, la spawn. Adică puteți să vedeți și voi spawn-ul că este destul de boring-ish. E destul de boring așa, adică are pe ăsta aici, să zicem că e ceva mai inedit aici, știi? Cu ăsta de cherry. Dar important nu este când ne-am spawnat aici, ci dacă mergi la coordonatele astea, minus 800... 865, înălțimea nu contează, cu minus 855 ar trebui să găsim un Woodland Mansion care, uitați-vă și voi, are o barcă din asta fix deasupra. Are o barcă din asta fix deasupra pe clădire, cum ar veni. Ia, și aici ce mai avem? Mai avem diferite... S-a spart ăla, ești nebun. Ok. Deci are diferite... Deci e ăsta aici și... Poți să spui că e relativ aproape de spawn, pentru că 800 de blocuri de relativ de spawn nu e chiar atât de departe. Și uitați-vă cât de interesant arată generarea asta aici, nebun. Tare. Chiar foarte, foarte tare seed-ul ăsta. E ceva inedit. Am zis să vi-l arăt că vi-l place. Că poate vă place. Nu știu de ce am zis vi-l place. Nu știu de ce mă gândeam. Și pe lângă chestia asta, păi și fete, dacă vă plac videoclipurile de genul acesta, v-am mai spus, dați și voi like acolo dacă n-ați făcut-o până acum. Aș aprecia enorm, enorm, enorm chestia asta dacă ați dat like. Și na, hai să trecem la următorul seed. Să-mi spuneți în comentarii care a fost seed-ul vostru favorit și dacă cumva v-ați face lume de Minecraft pe seed-urile astea pe care vi le-am arătat eu astăzi. Seed-ul ăsta pe care l-am făcut acum, l-am băgat acum pe Minecraft. Din câte vedeți, spawn-ul la fel este unul destul de... liniștit, ca să zic așa. Avem aici cherry-uri, avem aici un cave din ăsta nebunatic, acolo nu știu, era Herobrine probabil. Dar dacă mergem în partea asta, cred, nu știu dacă în partea asta, cred că nu, uite acolo unde e pillager outpost-ul ăla. De ce zic chestia asta? Ei bine, trebuie să mergem la... Mă, ce? Trebuie să mergem la pillager outpost-ul ăsta de aici, pentru că este seed-ul cu satul unlucky, satul ghinionist, ca să zic așa. Pentru că uitați-vă cum s-a spawnat acest pillager outpost fix în mijlocul satului. Deci pillagerii atacă instant sătenii de aici. Nu știu cum au reușit să-și facă satul fix lângă ăsta, nu știu cum s-a întâmplat chestia asta, dar uitați-vă cât de ghinioniști sunt ăștia de aici. Săraci de ei. Seed-ul cu pricina este acesta. Două secunde să scrollez mai jos. Asta este seed-ul. Tot pe Bedrock Edition, adică sunt convins că sunt convins că v-ați prins și voi de toată, ați observat și voi toată chestia asta. Bedrock Edition pe ultima versiune vă că merge de minune. Uitați-vă la cârnatul ăsta, ce stai acolo, uite-l pe Iron Golem. Se duce să se bată cu ăștia alții. Bă, vezi că la ta... Ia, uite, e blocat. Rămusese blocat vărâmiu. Doamne ferește, mă. Hai că lăsăm, că văd că are treabă băiatul. Hai să mergem la următorul seed. Seed-ul ăsta e posibil să fie tot un fel de seed. Nu e posibil, tot la... Dar vreau să zic că o să fie tot la spawn. Pe lângă faptul că avem mesa în partea aia, avem mesa în partea asta, este tot un seed în ăsta cu un sat unlucky. Pentru că avem un pillager outpost fix într-o parte și fix lângă este și o junglă și un templu. Adică avem trei structuri foarte, foarte apropiate. Stai să vedem aici ce zăpăcele avem. Opa, mi-am luat seacă. Partea asta era. Ia să vedem. Mamă, doar oase. Ce, mă? Deci tu vrei să spui mie că în chestul ăla nebun doar oase am găsit? Ok, smithing template și cu un frost walker. Mamă, ce țăcărlaie. Avem satul ăsta aici și aici tot un village din ăsta unlucky. Un village ghinionist. Ia aici ce avem în chestul ăsta. Avem doar din ăsta, ia. Ia. Tare ăsta, foarte tare. Avem și mesa în partea aia, mă rog, Badlands sau cum se numește acum biome-ul ăsta.
arată decentuț. Interesant spawn-ul, interesantă hartă, interesant spawn, foarte tare. De data aceasta, din câte vedeți, suntem pe Java Ediciones. Băgăm aici seed-ul care este acesta, puteți să puneți și voi pauză să vă faceți și voi harta dacă vă place seed-ul ăsta. Dăm create, suntem pe ultima versiune de Minecraft și haideți să vedeți ce seed nebun este și ăsta. Spawn-ul nu știu cum arată, o să vedem acum cum arată spawn-ul, pentru că nebunia din acest seed nu este la spawn. Seed-ul pare unul destul de basic dacă ne uităm așa, adică pui mei. E doar un seed basic, nu se întâmplă nimic special la spawn. Dacă mergem la coordonatele fixe antenă, T pe arond P, minus 1300, înălțimea nu contează pentru că o să mergem noi, minus 1690. Suntem în deasupra unui ocean, dar nu asta este chestia importantă. Important ar fi fost stronghold-ul care văd că lipsește cu desăvârșire. Este posibil și asta să fie pe Bedrock Edition? Nu m-ar mina ca seed-ul ăsta pe care l-am băgat acum să fie pe Bedrock Edition. Deci nu m-ar mira ca seed-ul ăsta să fie pe Bedrock Edition, pentru că are o treabă cu un stronghold seed-ul ăsta. Uite, este un obraznic din ăsta aici, dar nu pare să fie la coordonatele pe care le-am pus eu. Adică e un ocean monument cu un stronghold. Haideți că încercăm din nou pe Bedrock Edition, că văd că ăsta nu merge pe Java. Bedrock Ediciones, din nou venim aici la Create World, dăm pe Creative, băgăm aici la Advanced Seed-ul. Hai să dăm și ăsta așa și dăm Create. Bă, nu știu să fiu sincer, cred că a fost, în episodul ăsta a fost numai dase de pe Bedrock Edition. Seed-urile, în principiu, acum seed-urile ar trebui să arate cam identic, aproximativ la fel să arate cum e pe Java și pe Bedrock. Din câte vedeți, avem cam același spawn acolo cu nebunie din aia. Deci cam același spawn. Doar că șmecheria se întâmplă, v-am spus, la minus 1800. Cât era asta? Să mă uit să văd exact, să nu mă duc greșit. 1290. Înălțimea nu contează, cu minus 1680. Sau mă rog, cât era el acolo. Ar trebui să fie un uite, un din ăsta effect RNP. Așa, night vision. True. Hai să vedem, fiți antenă. Deci avem acest ocean monument care, imediat, să mă dau și eu pe spectator, un ocean monument care are o chestie foarte interesantă prin el pe acolo. Două secunde. Suntem fix pe marginea asta, nu contează. Deci uitați-vă cum arată bărbatul, ceva de genul. Și dacă mergem pe sub apă și intrăm pe aici pe sub el, teoretic ar trebui să avem pe undeva pe aici și camera din Stronghold cu portalul. Fiți antenă, ia uite. Ia uite-l, tată. Ia uite-l, tată, o cameră din asta de portal care este să se vadă la suprafață. Yo, și uite-te cum e generat. Ăsta puțin mai într-o parte dacă se genera și spărgea portalul, ești nebun. Deci spărgea portalul și nu mai puteai să-ți... uite și avem și aici biblioteca. Nu mai puteai să mergi în end din prin portalul ăsta, că era spart. Șmecher, mă. Șmecher, ștecher. Da, interesant. Un seed chiar drăguțel. Vi l-am pus mai devreme la început. Dacă nu, vă pun din nou să-l vedeți, să vedeți seed-ul dacă vă interesează. Faceți screenshot și vă jucați pe seed-ul ăsta. Uite-l aici. Deci episodul ăsta este episodul Bedrock Edition, atâta vă zic. Deci toate seed-urile de astăzi au fost pe Bedrock Edition, mi se pare. Și nu știu. Deci ăsta este seed-ul, da? Faceți screenshot. Dacă vă place, dacă vreți să vă jucați și voi, ia să vedem ce avem aici. Deci din câte vedeți, spawnăm la 0 cu 94 cu 32, irelevant, ne spawnăm într-un mesa biome din ăsta nebun. Eu uite acolo nebunia de sus, ce Dumnezeu e aia, frate, what the fuck, spyglass, ce-i mă ăla? What the fuck, de ce s-a generat așa? Dar nu despre asta, e vorba nu despre insula aia de acolo de sus pe care acum o văd. Asta de aici e interesant, fraților, ce o să vedem acolo. Uite-te și tu insula aia, să mergi și noi acolo sus. Mamă, dar să nu vorbim puțin despre mansionul ăsta care e într-un sat și satul e pe o groapă pe acolo. Măi leu, ia uite apă! What the flip, ia eu. Ești nebun? Ia uite. Holy moly. Nice. Nice.
Bă, vezi că e... Wow! What the fuck? Cum s-a generat ăsta aici, aia? A căzut! Nu, cactusul! A căzut cactusul de acolo, uite. Ăla e un drum din satul ăsta de... What? Uite și... Și-o din asta. O zi... Cum se numește, mă? O fosilă. Care are diamante prin ea. Ei, hey, yo! Băi, tare! Avem, deci, un Woodland Mansion cu un dita mai cave uriaș, da? Și un sat lângă Woodland Mansion-ul ăsta. Și pe lângă chestia asta, satul este în mijlocul apei, gen. Nu știu care e faza cu generările astea, nu știu de ce există generări din astea ciudate, dacă e să mă întrebați pe mine. Dar, wow, incredibile, sincer. Incre-fucking-dibile. Foarte tare aici, nebun. Foarte tare sidul ăsta cum arată. E mișto să stai așa să te uiți la ele. E atât de, nu știu, mi se pare atât de broken pentru că deși nu e insane cât de broken poate să fie jocul ăsta. Și dacă până acum am avut din astea care au legătură cu Mesa, Biome, cu toate astea, sidul ăsta pe care l-am băgat acum este tot de pe Bedrock Edition. Adică din câte vedeți suntem tot în meniu de Bedrock Edition. Și ăsta este relativ aproape de spawn. Deci coordonatele astea și cu toată nebunia pe care o avem este aproape de spawn, doar că este într-un biome din ăsta înghețat. Adică am văzut cu toții, am văzut împreună seed-uri din astea în Mesa destul de multe broken. Dar acum uitați-vă, avem un seed din ăsta broken pe gheață. Avem un sat. Nimic special, mă rog, e destul de special ce s-a găsit în mijlocul apei, cum ar veni, care este sub un pillager outpost și sub pillager outpost și lângă sat, cum ar veni, este un woodland mansion și pe aici, pe sub ăsta, cel mai probabil este iară tot un cave din ăsta uriaș și incredibil de mare, dar noi nu vedem absolut nimica pentru că nu avem water breathing potion. Stai că vreau să fac o chestie, efect... conduit power. Ca să vedem și noi pe sub apă pe aici mai bine. Dar uite că dacă îți dai conduit vezi mai bine. Da, pe sub, văd că ăsta pe sub apă este, literalmente nu pot să văd absolut nimic, doar că e fix pe sub apă și asta e toată șmecheria lui. A, uite. Vedeți cum arată pe sub apă pe acolo. Destul de interesant. Destul de interesting. Dar satul ăsta este la fel. Nu știu dacă, nu știu câte, numai sate din astea ghinioniste am avut, nu știu câte sate ghinioniste am avut astăzi. Dar arată foarte tare. Și cu apa asta care curge pe mansion așa într-o parte, sigur, cu siguranță au ăștia infiltrații prin casă, le curge apă prin casă la ăștia. Dar nu e problema noastră, nu e treaba noastră. Ce tare arată aici, nebun. Chiar arată tare rău. Da, mă, băi și fete, cam ăsta a fost clipul de astăzi, sper că v-a plăcut. Dacă vreți să mă vedeți chestii din astea, dați și voi echipe butonul și de like, știți foarte bine povestea, avansăm și cu like-urile. Abonați-vă dacă sunteți noi, vedeți și voi canalul secundar, link în descriere, de asemenea link în descriere către merch-ul nostru. Dacă vreți să faceți parte din elită, luați merch-ul lui Gani, nu dați banii pe prostii, luați merch-ul de la Gani. Și na, cam asta a fost, ne vedem și ne auzim data viitoare. V-am pupat, ceau, ceau! Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Să știți că în momentul de față aveți încă două videoclipuri pe ecran. Vă recomand să vă uitați și la acestea pentru că sunt extrem, extrem de șmechere și interesante. Bineînțeles dacă v-a plăcut cel de astăzi. Cam asta a fost tot. Pa, pa, ne vedem data viitoare.